Păi ce faci, bă? Te muți acum după ce te-am cerut de nevastă? Nu mă mut, mă, fii liștinit. Păi asta e zestră mea, e trusoul meu, e... Nu mă râi nimic, că ne vede lumea, nenule. Ce faceți, brățile? Discuții despre zestre, mă. Mă, Bulibașe, tu să dai dreptatea. Da, păi, dar cum să hotărăsc eu pentru matale, tăticule? Păi așa e, cum să hotărăscă el? Păi eu vin în viață nouă, cu zestre nouă, cu trusou nou, el cu ce vine? Nu ți-am mai zis, fă? Cu trei copii și cu inima mea. Bă, Puradeu, i-am purtat eu în burtă. Nu se pune. Hai, ce, bă? Dar inima lui Naurica nu contează. Iată-și, fă. Bă, Bulibașă, eu vreau ceva la mână. Că de vorbă sunt sătulă. Păi, da. Tu cu ce vii, tăticule, în familie? Măi, dacă inima nu contează și vorbele nu e de ajuns, o să văd câți bani mai am și o să zic. Tu să stai liniștită că nu te las pe drumuri. Așa. Spaniol. Dau cafea, nu-mi faci mie. Cafea? Ce cafea? Cafea de aia care se face nibric. Ah, da. Cafea. Nu-ți fac. Păi pe ce limba ai vorbit acum, fă? Eu am înțeles că nu vrei. Păi am înțeles bine, mă, am înțeles. Am vorbit pe limba noastră, am zis, nu-ți fac. Păi de ce? Păi te așa, mă, că eu... Eu încă n-am obligație față de tine. Mă, tu te-ai dilit! Cum, nu mai vrei să faci nimic până nu te iau de devastă legală? Da, mă, așa e, că până atunci eu nu sunt decât logodnică ta, mă. Uite, dragă, cum facem. Până la nuntă te respect și a doua zi te iau la omor. E bine, mă, așa e bine, așa e la noi. Cosmin! Hai, bă, că am o treabă cu tine. Regina? Regina, ești acolo? Da, Don! Știi unde-i Cosmin? Nu, Don, dorm! Bine, dorm. Doamne, ăștia au nebunit, vor să se facă antrenamente pe mine. Da, am și cu cine.
Băi, caratiștii, pe unde aia mamii lui umblă Cosmin asta? Păi e pe aici, bre, că își face antrenamente. Trebuie să ajungi undeva, te duc eu. Nu, mă, nu ți-am zis că lui Dumbrava nu-i plac țiganii? Păi atunci nu poți să duc niciodată. Păi nu, că tu ești prea negru, prea creț și prea cunoscut pe-n peață. O, mersi de confident, don. Dorel? Da, don. Asta e toată ținuta pe care o ai pe la noi pe aici? Mai am. E? Mai am un pantalon de trenic. Pantalon de trenic. Băi, ia Armando, stai puțin lângă ele. Hai că e bine, aveți aceea statură, de un costum de ăla. Hai, lui Dorel, hai. Hai, mă, treci în cap. Auzi, Armando, o rezolvăm cu statea, nu? Nu-i problemă. Îi găsesc eu o gagică criminală, piesă grea. Mm-hmm. Ia vezi să nu-ți placă prea mult ție, că după aia nu mai ajunge în stare de funcționare la stătic. Aici. Ia loc. Uite, ți-am comandat și un ecler. Mulțumesc. Cred că îți place eclerul. Ai pus ceva în el? Ah, nu, n-am avut timp. Da. Da, să-ți dau și mulțumesc că ai venit. Cu multă plăcere, eu îți mulțumesc că m-ai invitat. Stând cu Sofia, am învățat să nu mai fiu supărat tot timpul. Nu ai de ce să fii supărat. Nu-ți vrea nimeni decât binele. Știi, totul s-a întâmplat foarte repede. N-am avut timp să-mi dau seama ce se întâmplă. Te înțeleg foarte bine și pentru mine lucrurile s-au întâmplat foarte repede. Îți place? Bun? Ne grăbim undeva? Nu, mă gândeam că poate se termină pauza așa. Vladimir? Ce faci? Beam un suc. Da? Și ai trimis ce te-am rugat eu să trimiți? Da, da. Maria, ea e Felicia. Șefa mea? Pare bine, pare bine. Tefel, ea e Maria, viitoare soția tatălui meu. Foarte bine. Șefa ta? Da. Dacă nu vă supărați, o să beau și eu cu voi, că am o fereastră la facultate. Da. Hai să... liber? Da, ca asta. Mersi. Dar ce e cu tine așa dimineață, puișor? M-am trezit nervos. Am nervi. Nu trebuie să ai nervi. Trebuie să te trezești cu fața pe un buricuț cu cerceluș. Vrei să-ți arăt cercelușul? Nu vreau să-mi arăt cerceluș. Nu? Am venit să-mi dai o gagică, dacă am obligații la cineva, și am auzit că ești cea mai tare. Nu mai pune mâna pe mine. Păi ai auzit bine că sunt cea mai tare. Nici nu știi tu ce știu eu să fac. Dar nici nu mă interesează ce știi tu să faci și adu-mă odată o gagică. Hai, iubitule, nu fi nervos. Ceva, gata, lasă-mă, că îmi faci nervi. Du-te și adu-mă o gagică, că n-am timp de tine, hai. Ce vrei? Nu te chem, ridică-mă. Fii atentă, dacă o cauți cu mine și mă tragi peste tine, îți dau un pumn de țunflu ochi. Nu, iubitule, hai, că nu te păcălesc. Hai, du-te, să trăiască familia ta, du-te. Ce huitum. Băi, eu cred că nu-mi văd bine. Uite ce, fata de la pagina 5. Cum poate să arate? A? Uite aici. Uite. Fata de la pagina 5. Ei, na, pe doar nu o să-mi spui că îți place așa ceva. Eu am zis că îmi place. Mă întreb dacă îi place lui Măsa, lui Tasu. Mă întreb dacă are și ea un iubit. Cum poți să lase, mă, să pozeze așa? Eu... Adică mă scuzați că mă bag ca musca în lapte, dar mă gândesc că a fost șansa fetei să ajungă și ea vedetă. Șansa... Ce vedetă, băi, Marici? Unde să ajungă vedetă? Vedetă în Ferentari, vedetă de pagina 5, aia. Astea sunt... N-au minte în cap, bă, n-au... Trebuie să fii tare proastă să faci așa ceva. Astea sunt tineri și proaste, sunt tâmpite, mă.
Păi ce tu ai poza pentru pagina 5, Marici? Au, oh, te cum că ți-ar plăcea. Poate îți place ție, Hermino. Ia gândiți. Oamne ferește, puși chiar pe limba. Păi de tu ai poza pentru pagina 10? Da. Pentru meteo. Aha. Iarna. Îmbrăcată. Îmbrăcată, gros. Iarna e fric, nu? Da. Uite, mă, femeie. Uite, femeie. Adevărată femeie. Și frumoasă, și deșteaptă, și... sexy și cu minte. Foarte. Unde pleci tu așa, așa frumos îmbrăcată, a? Și parfumată? La coafor ursuleții, unde aș putea să merg altundeva? Păi, la cum arăți, cred că aș putea să știu șofer. Și așa am o întâlnire în oraș. Să te conduc eu. Când? Astăzi. E, ursulețule, nu, lasă. Mi-ar face mare, mare plăcere. Dar eu mă duc pe un drum, doi duci pe altul. Ne întâlnim acasă. Ia să-i stai că e ceva. Ia ridică-te puțin. De ce? Ridică-te puțin, că vreau să văd ceva. Tu nu ești cam... dezbrăcată? Cam... Nu, dezbrăcată. Ești cam prea bronzată. Lasă-mă, fata, în pace, mă. E cam bronz... păi... lasă-o în pace, că a fost la solar în ultima vreme. Să știi că special pentru tine a fost și pârlită. Hai mai taci, Hermino, din gură, Doamne. Să-ți dau cu iaurt și a trecut. Cât vorbești, hai, ursulețule. Hai, pusii. Vorbim. M-ai rujat. Dar și are fata de la pagina 5. Adică, este un berbec foarte ambițios, ca și dumneavoastră, ador aerobicul și molingul. Lasă-ți iară jos. Continuă ce aveai de făcut. Ador scrieri. Ce ador, mă, Maricic? Modelingul. Molingul. Adoră mopul. Îți spun eu, mopul. Ăsta l-a dor eu, domnul Jiri. Hai, fetelor. Hai. Așa, da. Ți-ai mai revenit. Astea-s femei, nu... Bine. Pe care o alegi? Ușor, nu mă grăbi. Stai, eu mă gândesc. Bine, scumpule. Blondul, iar ridică. Aștept. Evincu. E numai aproape. Ia întoarce-te puțin. Nu-i rău. Ce știi să fac? Face un masaj, abar n-ai tu. Și tu, ia vincu. Să știi că ele două sunt foarte bune prietene. Nu-i rău. Ai înțeles, da? Ia vină și tu, mă. Cum te cheam? Antonella. Ia vină, Antonella. Ce fată frumoșică. Ce carne tare are pe ea. Of, vezi cum să te duc eu direct așa la neasta. Te nu profi și eu puțin de tine? Ce zici? Accepti? N-ai altă variantă. Rămâne ea. Am înțeles, îți place, da? Da. Bine, atunci. Hai, ne vedem imediat. Hai, fetelor. Dacă și-avea fi eu așa o șefă, aș mai sta, da? Stai. Cum? Hai, măi. Uite, încă o cafea. Serios, uite, vorbesc eu cu cumnatul meu la spital să aranjați voi pe acolo. Dar cine e cumnatul tău? E un doctor. Chirurg, mă rog. Sora mea e foarte mândră de el. Cum îl cheamă? Codruț. Codruț Fieraru? Da. A, înseamnă că Irina e sora ta. Da. Ce drăguț. Deci, mai stai? 5 minute. Bine. Tu la ce oră ești din tură? Pe la 7. Păi atunci, uite cum facem. La 7, când ești din tură, o să te aștepte Vladimir și o să mergem toți trei într-un club, să ne mai distrăm. Serios? Da, nu vreți? A, ba da. Bine. Păi, uite, eu lipsesc 2 minute și vă las să vă hotărâți. Da? Bine. Eu n-am cum să ies în club. 1, e șefa mea. 2, e foarte încăpățânată și 3, nu pot să merg numai cu ea în club. 1, o să fiu foarte obosită după spital și 2, cred că ar trebui să-l aștept pe tatăl tău acasă să-i pregătesc ceva de mâncare. Tata nici nu o să observe că tu ai lipsit. Uite, la ora 10, e să fii acasă. Numai dacă o să fim acasă și n-am asta împreună. Mai vorbim.
V-ați hotărât? Da, o să venim, dar nu o să stăm mult. Foarte bine. Mă bucur. Eu acum chiar vă las. Ne vedem de seară, da? Bine, vin să te iau. Mulțumesc pentru ecler, a fost foarte bun. Aici sunt ținutele tale. Așa. Fetele de la machiaj și de la păr te așteaptă. Dar eu sunt machiată deja. Da, dar pentru ședința foto avem nevoie de un alt fel de machiaj. Aha. Ok, și ăsta-i setul. Ăsta-i ce? Setul, adică aici facem pozele. Nu, mi se pare că am gol, așa, nu știu. Da, așa arată un studio foto. Da? Da. Tu știi mai bine. Ai emoții? Cam da. Fă-ți curaj. Vreau să-mi tai răsuflarea, da? Cu siguranță. A, scuze, m-am uitat să-ți-l prezint pe Paul, domnul fotograf. Florentina, îmi pare bine. Și mie. Ok, hai să începem. Deci, mult să mă schimb. Mă, uite, vezi cum e viața babii? De la ce zile ție în medie? De la o babă sau de la mai multe babe? Nu știu câte erau la state. Ca să continui cu filozofia mea. Deci de-aia feții nu s-au uitat la mine, că ele credea că eu sunt chior. Dacă nu zicea domnul Oceanu să mă rămurească, m-a apucat pe mine desperarea. Credeam că puteam să mă suicid trecu. Că eu fără femei n-am ce face cu banii. Asta e. Brei. Ce vrei, mă? Adică care ești acolo? Eu sunt Brei Armando. Ce vrei? Ce faci? Tracu arcul. Să nu mă chem la masă, că acum mă hrănesc spiritual cu ce să fac de acum înainte. Bre, stai, bre, că vreau să zic altceva, bre. Dacă vezi și gagică criminală a venit în șatră, nebunești. Dă-o, drecu. Bre, stai, bre, așa, păi femeia a venit la mine și mi-a zis că dacă nu o duc la tine, se sinucide femeia, că nu mai poate după tine. Păi du-te repede până nu moare. Hai că bun. Du-te și atunci, aoleu, ce deranje aici, să nu intri cu ea până nu... Păi, aoleu, ce e aici, tății, oare... Stai așa, mă, stai așa, Armandule. Stai așa să strâng un pic. Haide! Mamă ta. Ia vină așa puțin. Vai de mine. Vai de mine ce formoasă e. Știi, formoasă rău de tot. Era păcat să sunicidă fata asta, mă, frățioare. Ha? Ba da, vrei, era mare păcat. Dar auzi, Brie, neastate. Tu vezi? Nu. Mă prefac așa că nu mai are fete, vitârș. Că eu sunt chiar, știi? Am înțeles. Hai, du-te. Asta e, Brie, că era să uiți ce e mai important. Vezi că a zis că vrea să... Du-te repede, că e desperată, fata. Du-te. Băi, haide, îți dau o friptură, că ești palid la față. Hai. Oh. Haide, mișcă-te! Cum e, mă? E prost rău de tot. Din ce în ce mai puțin bani. Îi distruge toată afacerea asta, tipu, aici. Păi, uite, ce bani? Păi, ce faci, pă? Ce faci, pă? După ce că-s puțini mai și ulti, ce faci? Pierd bani, îndulcești, ce faci? Ia uite ce-a făcut asta. Stai acela și tu. Poate-ți vine și ție vreo idee. Ce dracu ne facem? Cum îl aducem pe stătinca acasă? Cum? Eu știi ce zic? Eu zic că trimitem băieții să le ia pe sus și le aduc acasă. Ce? Păi da, și mi-a mie donul gâții după aia. Nu după aia. Dar eu zic să-mi... Tu propui, fă, nu zici. Eu propun să mergem acolo cu toții și să plângem că poate îi să moaie inima. Ce? Zi tu ceva. Iar asta și m-am gândit așa, că e
cum ar fi să zicem să smulgem, așa cum ar fi să smulgem părul din cap. E o boală din asta, leucemie, nu știu cum, care îți cade părul din cap. Și după aia să mergem la tăticul și să zicem că ești tare, tare bolnavă și el o să vină să-și petreacă, cum ar fi, tot așa, ultimele zile din viață. Hă? Dar dacă te luăm noi pe tine, te operăm, îți tăiem tot ce trebuie tăiat, îți punem niște țățoie de alea, niște bedoane așa de mari, te rujăm, te machem, te arinjăm frumos și zice nu stătică că a venit o nouă căpreoară aceea în casă. Ia gândește-te. Ești drăguț așa, când și la acordeon, căpreoară care cântă la acordeon, știi cum vine state? Pe genunchi. Ce zici? Fă, mămică, pe și eu cu cine mai fac copii? Ești. Ana, te-ai placă rău. Ok, Florentina, începem, da? Să n-ai emoții. Trebuie doar să fii sexy cum deja ești. Foarte bine, asta e o probă. Să vedem dacă e totul cum trebuie. Arată bine. Și hai să lucrăm. Decât orice bunăstate. Dacă nu mă primeai, pur și simplu mă sinucideam. Dar ce mi-a zis mie Armandu la ureche, că n-am înțeles, că vrei să mă faci, că n-am înțeles, că mai mult m-a scuipat, n-am înțeles ce mi-a zis. Zin la ureche. Măi, măi, măi. Când? Când vrei, aștept comanda ta. Gata, marș, adică marș, nu cum marș. Cu dansul înainte, adică cu dansul înainte, cu fă ce știi, adică nu fă ce știi, adică fă ce știi, da. Măi, eu să nu orbesc, Doamne, de la priveliște asta, mai ține-mă cristoșirile măcar două ceaxuri. Hai, e bine. Ce pecior drept frumos! Aoleo, ce pecior stâng frumos!